Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru seara aceasta, în preajma apropiatelor sărbători a nașterii Mântuitorului, este în Evanghelia după Matei, capitolul 2. Voi citi primele două versete. Matei, capitolul 2. Primele două versete. Să ascultăm cuvântul Domnului. Iar după ce s-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod, împăratul, iată, au venit niște magi din răsărit la Ierusalim, zicând: unde este cel ce s-a născut împărat al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Amin. Un cuvânt glorios, un cuvânt istoric, dar în același timp este un cuvânt practic, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Și un cuvânt cu o învățătură profundă pentru toate generațiile de oameni, inclusiv generația noastră. Deci după ce s-a născut Iisus Hristos în Betleem, au venit niște magi, câți nu știm. Au trebuit să fie cel puțin mai mult de doi, ca să spună niște magi. Tradițional se spune că trei, datorită darurilor pe care le-au dat Mântuitorului Iisus Hristos, însă este foarte posibil că ei au fost mai mulți. Și de asemenea, alaiul care a venit cu ei, pentru că venind din răsărit, răsăritul în Biblie de regulă se referă la ținutul Mesopotamiei. Când în Biblie scrie răsărit, înțelegeți Mesopotamia, adică țara dintre cele două râuri, Tigru și Eufrat. Tigru și Eufrat. Iar locul de unde acești magi au venit, posibil că este Babilonul și vom vedea imediat. Prin urmare, ei au venit mai mulți și venind din Mesopotamia, aproximativ 1000 de mile, le-a trebuit timp să vină, le-au trebuit provizii să vină, le-au trebuit protecție, pentru că zilele erau destul de periculoase și călătoriile în vremea aceea cu cămila și pe jos era obositoare, era lungă și erau periculoase. Erau tot felul de oameni care pândeau la toate colțurile ca să jefuiască și să facă rău. Și de aceea oamenii aceștia au trebuit să fie mai mulți, însoțitorii lor mai mulți, le-au trebuit probabil și un minicorp armat care să-i apere în fața unui atac din partea vrăjmașilor și a piraților care erau peste tot. Și un argument că erau mai mulți este faptul că atunci când au venit, s-a tulburat Ierusalimul. Dacă erau numai trei, nu era mare tulburare, că nu prea s-auzea de ei, dar se vede că au fost un număr impresionant care a putut să fie observat, s-au născut discuții pe seama lor, s-a auzit că au fost în audiență la Irod și că au căutat despre un împărat care s-ar fi născut recent. Și lucrul acesta a tulburat. Deci, magii, cum sunt numiți aici, în terminologia greacă, magii sau magoi, însemnează fie magi, fie astrologi, fie înțelepți. Cum spuneam, este foarte posibil
să fie din Babilon, pentru că Babilonul este în Mesopotamia. De ce? Pentru că oamenii aceștia aduc cu ei o cunoștință foarte precisă, foarte specifică. Și anume, au văzut o stea și au înțeles de la steaua aceasta că s-a născut un împărat pentru iudei. De unde puteau să știe lucrul acesta? Puteau să-l știe din două surse speciale. Una era profeția lui Balaam, care tot din răsărit este, Aram, este în Mesopotamia, aproape de Babilon. Și Balaam a vorbit despre o stea care se naște din Iacob. Unu. Și al doilea lucru, care cred că este cel mai profund, este profetul Daniel. Daniel a fost dus rob în răsărit în Babilon, la curtea lui Nebucadnețar, și datorită faptului că era un om plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și dotat cu o înțelepciune aparte, Daniel a fost numit șeful școlii de astrologie din Babilon. Astrologia pe vremea aceea era o știință cum este astronomia de astăzi. Nu se ocupa numai cu ghicitul și cu cititul în stele, ci se ocupa cu cercetarea vremurilor și cunoașterea lor. Or, Daniel, când a luat școala aceasta în conducere, ca om al lui Dumnezeu, a schimbat structura școlii. I-a învățat despre profeții legate de poporul său. Sunt convins că i-a învățat despre profeția lui Balaam și le-a spus: într-o zi noi vom fi liberi, vom pleca din Babilon, vom întoarce înapoi acasă, vom rezidi Ierusalimul, vom rezidi Iuda, Israelul, pentru că unul din profeții noștri, Ieremia, a spus că numai 70 de ani va ține robia aici. Și deci steaua le-a fost explicată de către Daniel, citindu-le despre profeția lui Balaam. De asemenea, de la Daniel sunt convins că aceasta trebuie să ne facă să înțelegem mai bine, că ei au înțeles vremea când trebuie să apară steaua. De la Daniel au înțeles lucrul acesta. Când Daniel a spus 70 de săptămâni profetice și va veni Mesia, lucrul acesta a rămas în cursurile școlii din Babilon și de-a lungul secolelor, încă 5 secole cât au mai trecut, au fost învățate mereu. Și iată că acum cei care au vrut să învețe, pentru că asta știți acum, nu toată lumea care merge la școală iese învățat. Nu toată lumea. Dar sunt oameni care se remarcă în școală. Sunt oameni care vor să învețe, vor să cunoască. Și aceștia nu stau numai pe ce învață în școală, oamenii aceștia au contacte, citesc, ascultă în vremurile noastre, caută multe surse, multe izvoare, pentru că vor să fie deasupra cercului de oameni pe care îl frecventează, deasupra înțelepților cu care au de-a face. Deci sunt oameni care vor să învețe și înțelepții aceștia, magii aceștia, au fost din grupul acela. De ce? Pentru că steaua aceasta i-a pus pe gânduri. Steaua aceasta are câteva elemente pe care alte stele nu le are. Primul lucru. Steaua aceasta, ei au înțeles că nu este o stea obișnuită și faptul că nu este o stea obișnuită, după cum au văzut-o ei că se poartă pe cer, au venit și l-au întrebat pe Ierod și au spus: i-am văzut steaua. Steaua aceasta este o stea personală. I-am văzut steaua. Este o stea personală. Ei au înțeles lucrul acesta, că e steaua personală a noului
împărat care s-a născut pentru iudei. Un primul lucru. Al doilea lucru. Steaua aceasta are un comportament ciudat. Vine din răsărit până în apus, pentru că din Babilon și până, care e în răsărit până la Ierusalim, care este spre apus față de Babilon, steaua aceasta se mișcă de la est la vest și după aceea se mișcă de la sud, Ierusalim, la nord. Deci are un comportament ciudat steaua aceasta. O stea nu merge în toate direcțiile punctelor cardinale. Are o traiectorie pe care o urmează. Și apoi încă un lucru. Steaua aceasta se oprește deasupra locului unde s-a născut Iisus. Astronomic este imposibil să fie o stea pe care noi o numim stele când ne uităm pe cer din aceasta, pentru că dacă soarele care este stea, luna nu este o stea, nici pământul nu este o stea, luna este un satelit al pământului, pământul este o planetă. Dar soarele care este o stea, dacă s-ar coborî și s-ar opri deasupra noastră, am auzit un cor de îngeri care ne-ar spune: bine ați venit în paradis! Pentru că ne-ar topi să se coboare soarele pe noi. Deci nu există posibilitatea ca steaua să se oprească deasupra unui loc și să indice că locul acela este ceea ce tu cauți. Nu există. Este o stea aparte. Este steaua lui Iisus. Deci aia trebuie să înțelegem că oamenii aceștia, magii aceștia, înțelepții aceștia, au cunoscut, citind profețiile, citindu-l pe Daniel, studiind îndeaproape, văzând comportamentul stelei, că steaua aceasta, de fapt, nu era ceea ce se numește astăzi stea, ci era o manifestare a gloriei lui Dumnezeu care merge înaintea lui Dumnezeu. În Psalmul 50 chiar citim această expresie când spune: Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea lui merge ce? Un foc mistuitor, o stea. E Shechina în ebraică. Este gloria, strălucirea care merge înaintea lui Dumnezeu. Și magii aceștia au fost mișcați să înțeleagă că în sfârșit steaua lui Iacob a apărut, iar după timpul de date exacte dat de Daniel, de la darea poruncii pentru rezidirea din nou a Ierusalimului sub Cirus, au trecut ani, 483 de ani, când trebuia să se nască Mesia, a 69 de săptămâni și de aceea au venit să vadă. Și iată-i că acum sunt în Ierusalim și se întâlnesc cu Irod. În seara aceasta, mesajul meu se intitulează Și înțelepții greșesc. Și înțelepții greșesc. Magii aceștia au fost oameni înțelepți, dar au greșit și ei. Însă au știut să-și corecteze greșeala. Haideți să ne uităm la trei lucruri în seara aceasta pe care le învățăm de la acești înțelepți care au venit să-L vadă pe Iisus Hristos. Primul lucru, să ne uităm la căutarea lor. Deci, ce au căutat ei? Și când ne uităm la felul în care ei vorbesc, ei au căutat trei adevăruri. Primul, au căutat o persoană importantă. Unde este cel ce s-a născut împărat al iudeilor? Deci ei au căutat în primul rând o persoană importantă. Românii au un proverb înțelept care spune așa: spune-mi cu cine te însoțești și îți voi spune
Ce fel de om ești? Un om înțelept nu se însoțește cu tâlharii, cu hoții, cu făcătorii de rele. Nu. Se însoțește cu înțelepții. Acești înțelepți din răsărit au căutat o persoană foarte importantă, înțeleaptă. L-au căutat pe Iisus, pe pruncul Iisus. Și de la ei trebuie să învățăm și noi același lucru. În viața scurtă pe care o trăim pe pământ, din momentul în care am început să pricepem lumea din jurul nostru, ca unii care am ajuns să cunoaștem și pe Domnul, trebuie să fim atenți cu cine ne împrietenim, pe cine căutăm, pe cine curtăm, ce fel de oameni ne interesează. Dacă sunt oameni care ne învață la pocăință, sunt buni. Dacă sunt oameni care ne cheamă la sfințenie, sunt buni. Dacă sunt oameni care ne cheamă la ascultare de Dumnezeu, sunt buni. Dacă sunt oameni care ne cheamă la smerenie, sunt buni. Dar dacă sunt oameni care ne cheamă la bârfă, ne cheamă la rebeliune, ne cheamă la fără de lege, la lucruri care dezonorează pe Domnul și Biserica lui Dumnezeu, cuvântul Domnului spune, ferește-te de astfel de oameni. Magii aceștia sunt înțelepți pentru că în căutarea lor, primul lucru pe care ei îl fac, ei caută o persoană importantă, înțeleaptă. Al doilea lucru, ei caută un profet, un prinț mare. Unde este cel ce s-a născut împărat al iudeilor? Chiar dacă s-a născut împărat, primul statut al lui Iisus Hristos este de prinț. Pentru că un copil, până ajunge să fie pus în slujbă, este, chiar dacă e fiul de împărat, este prinț. Așa a fost istoria dintotdeauna. Și în vremea noastră, nu? Cel puțin în Anglia, recent, evenimentele din Anglia ne-au arătat câți prinți sunt în Anglia. Și cine este împărat la ora actuală. Deci au căutat o persoană importantă și au căutat un prinț special. Profetul Isaia ne prezintă același lucru când vorbește despre nașterea lui Iisus Hristos. În Isaia 9:6, dacă îl puneți pe ecran și în limba engleză, vă veți uita la acest pasaj tradus din ebraică mai direct în limba engleză. Și uitați-vă când îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșniciilor, și Cornilescu traduce Domn al Păcii. Dar uitați-vă în engleză, cum este tradus? Prince of Peace. Pentru că cel ce se naște este prinț, până când intră în poziția de rege. Oamenii aceștia, înțelepții aceștia, din răsărit, probabil că erau parte din Consiliul Regal din Imperiul Persan la ora aceea, care încă exista, parte din Regatul Persan. Regatul Persan avea acest obicei, să zic, după ce a trecut Imperiul Babilonian, au venit perșii peste perși, au venit grecii. Dar s-a păstrat de la perși această tradiție, un consiliu format din cel puțin 7 înțelepți sau 9 înțelepți. Și consiliul acesta se numea Consiliul Magilor sau Făcătorilor de Regi, Prince Makers, King Makers. Aceștia erau sfătuitorii, cei mai de seamă, ai împăratului în exercițiu și dacă împăratul se întâmpla să se îmbolnăvească, ei erau cei care îl sfăteau pe împărat pe cine să numească în locul lui împărat, cine să se urce pe tron din dinastia lui.
De ce erau numiți kingmakers? E posibil ca și acești înțelepți să fie tot din tradiția aceea, au venit și au înțeles, dacă s-a născut, este un prinț. Căutăm o persoană importantă, căutăm un prinț despre care s-a vorbit prin profeți. Și ce bine-i când niște oameni dau atenție profețiilor. Și aici este mirarea. Cum se face că oameni din afară dau atenție profețiilor biblice mai mult decât oameni dinăuntru? În Israel, mai degrabă în Iudeea, în Iuda, în Ierusalim, când s-a auzit vestea aceasta, ce spune Scriptura? S-au tulburat. În loc să dea atenție la împlinirea profeției, în sfârșit a venit Mesia. S-au tulburat. Și de aceea istoria lor s-a amânat, uitați, cu încă 2000 de ani și nu s-a împlinit. Că au respins pe Mesia, n-au vrut să-L cunoască, să-L primească ca Mesia, pe acest prinț să-L facă împărat. Și necunoscând, nedând atenție acestui fapt, au trebuit să plătească amarnic. Au știut când i-a chemat Irod. Unde trebuie să se nască prințul acesta? Știau foarte bine. În Betleemul din Iudeea. Dar nu i-a interesat să meargă să cerceteze. Nu i-a interesat. Magii, deci, au căutat o persoană importantă, au căutat un prinț glorios și au căutat un profet glorios, pe Mesia. Pe Mesia. Am venit să ne închinăm Lui. Dacă au venit să se închine Lui, ei nu L-au considerat numai un mare profet, L-au considerat Dumnezeu, un mântuitor. Pentru că nu te închini unui om, te închini Lui Dumnezeu. Și noi trebuie să avem aceeași atitudine. Acum când ne apropiem de sărbătoarea nașterii Mântuitorului, să nu uităm, dimpotrivă trebuie să se împrospăteze din nou în mintea și în inima noastră că Domnul și Dumnezeul nostru, chiar dacă s-a născut printre noi cu un trup de om, să nu uităm că a făcut lucrul acesta de dragul nostru. Apostolul Pavel spune, când vorbește colosenilor, El este trupește manifestarea întregii glorii a lui Dumnezeu. Iisus Hristos nu este un om obișnuit, El este Dumnezeu adevărat. Și ca Dumnezeu adevărat, trebuie să-L cinstim și să ne închinăm Lui. Deci au căutat o persoană importantă, un prinț glorios și un profet special pe Mesia. Asta au căutat ei. Dar când ne gândim la căutarea lor, celălalt lucru pe care trebuie să-l vedem este ce i-a motivat să caute. Ce i-a motivat să caute? Două lucruri i-a motivat să caute. Două lucruri. Primul este revelația divină. Pentru că spune aici cuvântul Domnului, fiindcă i-am văzut steaua înrăsărit. Dacă nu te motivează cuvântul Domnului în hotărârile pe care le iai cu privire la Dumnezeu și la slujirea lui Dumnezeu și la cunoașterea lui Dumnezeu și la fapte pentru Dumnezeul tău, dacă nu te motivează cuvântul lui Dumnezeu, motivația ta sau a mea este o motivație falsă. Este în afara legii lui Dumnezeu. Însă noi avem descoperiri glorioase în această carte, în Sfânta Scriptură, este revelația supremă a lui Dumnezeu pentru noi. Cine vrea să-L cunoască pe Iisus Hristos, trebuie să deschidă cartea aceasta. Nu-L poți învăța pe Iisus din reportajele de la televiziune care se fac și acum de sărbători de iarnă, unul mai năstrușnic decât celălalt, nu. Ci pe Dumnezeu îl cunoști din cuvântul Său. Este singura putere, frați și surori, doamnelor și domnilor, care naște credință
mântuitoare în noi. Este singura putere. Astfel, dar credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu citești, nu deschizi cartea să înțelegi revelația divină, că Cel care a venit în lumea noastră a existat dintotdeauna. Iisus a existat dintotdeauna. S-a arătat și în Vechiul Testament și chiar dacă s-a întrupat și îl cunoaștem Noul Testament de la El încoace, El n-a încetat niciodată să existe. El a fost, este și va fi. Acesta este Dumnezeu. Ceea ce i-a motivat pe acești oameni să caute, să cerceteze, este revelația divină. I-am văzut steaua, am citit despre steaua lui în scripturile voastre. Am citit despre timpul acestei stări în scripturile voastre. Am citit aceste lucruri de la profeții voștri. Tu de unde îl cunoști pe Domnul? De la cine? Dacă vrei să-L cunoști cu adevărat, cunoaște-L prin Scriptură. Cunoaște-L prin cuvântul pe care El ni l-a trimis și care ne vorbește adevărul despre persoana Lui, despre planul Lui și despre lucrarea Lui glorioasă. Deci, ceea ce i-a motivat pe acești oameni să-L caute pe Iisus a fost primul, revelația divină. I-am văzut steaua. Și al doilea lucru care i-a motivat a fost închinarea. Și am venit să ne închinăm Lui. Am venit să ne închinăm Lui. Ce te motivează să vii la biserică? Vrei să te întâlnești cu cineva pe care nu l-ai văzut de mult? Sau ai auzit că vine un musafir aparte și vrei să mai auzi și alt glas, că te obișnuiești tot cu vocea păstorului tău sau celor care slujesc și oamenii au această tendință să schimbe lucrurile ca să nu se plictisească? Dacă nu venim la casa Domnului ca să ne închinăm lui Dumnezeu, iarăși, venim degeaba. Însă locul acesta, pe care Dumnezeu îl numește casa mea, casa Tatălui meu, spune Iisus Hristos. Locul acesta este un loc unde trebuie să ne plecăm inima în fața Lui, trebuie să ne plecăm ființa în fața Lui și trebuie să ne minunăm, să spunem, Doamne, cum Te-ai oprit în dreptul meu să mi Te descoperi și mie? Îți mulțumesc, Dumnezeule, îți mulțumesc. Mă închin în fața Ta și Te laud. Și îți mulțumesc pentru harul acesta, pentru că lumea în care eu m-am născut, Doamne, este o lume mare, 8 miliarde de oameni, dar cine sunt eu să mi Te descoperi mie, Doamne? Te-ai gândit la locul acesta? De aceea, dacă venim într-un loc acesta, dacă te duci într-un loc, casă de rugăciune sau casa ta, care poți să o faci casa Domnului, cel mai bun lucru pe care îl poți face înaintea lui Dumnezeu, închină-te Lui. Închină-te Lui. Cum spune Psalmul 45 cu versetul 10. Și dacă este Domnul tău, spune Psalmul 45 cu versetul cu versetul 9. Da, așa e. Și dacă este Domnul tău, adu-i închinarea ta. Observați? Adu-i închinăciunile tale. Dacă El este Domnul nostru, Iisus Hristos, să-I aducem închinarea noastră și să o facem cu bucurie, să o facem cu mulțumire, să o facem cu recunoștință, pentru că în felul acesta îl cinstim pe Domnul și numai în felul acesta îi mulțumim cu adevărat pentru faptul că ne-a mântuit. Glorie Lui! Deci, în primul rând, ce au căutat acești înțelepți? Au căutat o persoană, au căutat un prinț glorios, au căutat un profet glorios pe Mesia și au făcut lucrul acesta pentru că au fost motivați de revelația lui Dumnezeu și au fost motivați de actul închinării. În al doilea rând, care a fost greșeala lor?
Că de ce e mesajul nostru în seara aceasta este și înțelepții pot greși. Care a fost greșeala lor? Au făcut o greșeală mare, pe care o facem și noi de multe ori și pe care până la urmă au știut să o repare. Greșeala lor mare a fost aceasta. Au schimbat la un moment dat revelația pentru rațiune. Au schimbat revelația pentru rațiune. Au zis, unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua? Au venit urmând steaua aceea ciudată, steaua lui, a lui Iisus Hristos, care mergea înaintea lor așa cum mergea stâlpul de foc înaintea lui Israel în pustie 40 de ani. Așa a fost steaua acestor magi. I-am văzut steaua. Dar au ajuns în Ierusalim și în Ierusalim n-au mai văzut steaua. Și atunci, în loc să se roage Domnul, să spună, Doamne, trimite steaua din nou, au trecut pe rațiune și au zis, dacă suntem în Ierusalim, asta e capitala Iudeii. Unde poate să se nască un împărat? Deci rațional. Unde se poate naște un împărat? Unde? În casa împăratului, la curtea împărătească. Hai să mergem la Irod și să întrebăm pe Irod. Și s-au dus și l-au întrebat pe acest nenorocit, criminal, unde-i prințul? Când a auzit Irod, i s-a tulburat sângele în el. Prinț? La mine, în palat? N-am eu urmași destui? A avut o grămadă de femei. Avea o grămadă de copii, de moștenitori. Omorâse câțiva dintre ei, pentru că i s-a părut că vor să îl înlăture mai repede și să pună mâna pe domnie, pe stăpânire. Altul s-a născut și eu nu știu. Hai să chemăm preoții. Trebuie să se nască un prinț al iudeilor? Da, Maria ta. Unde? În Betleemul din Iuda, pentru că iată ce spune profetul Mica. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai mică și neînsemnată dintre cetățile lui Iuda. Pentru că, iată, din tine îmi va ieși o căpetenie care va fi păstorul, prințul, împăratul poporului meu, Israel. Wow! Au schimbat revelația pe rațiune. Și cu aceasta au tulburat Ierusalimul. Cu aceasta s-au încurcat și ei. Mergeți și căutați repede, că și eu vreau să mă închin. Minciună. Minciună. Ipocrizie. Și atunci, când au mers să caute, au întrebat unde e direcția aceasta către Betleem. Li s-a spus, asta e direcția. Și cred că au spus și cuvinte felul acesta. Doamne Dumnezeul lui Israel, dacă asta e direcția, trimite steaua aceea din nou, că după rațiunea pe care am folosit-o, înlocuind conducerea stelei care ne-a adus din Babilon până aici, uite ce am făcut. Deci, cum au reparat-o? Au schimbat rațiunea cu revelația. Dacă greșeala făcut a fost schimbarea revelației cu rațiune, acum au schimbat rațiunea cu revelația. Vrem să mergem după stea.
Vrem să mergem după revelație divină. Vrem să mergem după informație biblică. Dacă vrei să ajungi să te întâlnești cu Iisus Hristos, numai dacă mergi după Scriptură poți să faci lucrul acesta. Dacă vrei să-L cunoști pe Iisus Hristos, numai mergând după lumina Scripturii se poate întâmpla aceasta. Au fost oameni înțelepți, pentru că imediat au reparat greșeala. Au ieșit și au plecat spre Betleem. Când au văzut steaua, s-au bucurat cu nespus de mare bucurie. N-au mai putut de bucurie. Și apoi, cum am spus, steaua aceasta, care era a lui Iisus, s-a dus iar înaintea lor ca un stâlp de foc, dar în forma unei stele. Deci cum a fost stâlpul de foc în pustie? Și s-a așezat deasupra casei. Repet, dacă era o stea cosmică, cum este soarele, Doamne ferește să coboare soarele de pe cer și să lase pe pământ, nu mai rămâne nimic din pământul nostru. Tot se topește la milioanele de grade câte sunt un soare. De aceea steaua aceasta, care este manifestarea gloriei lui Dumnezeu, te conduce numai în locul unde este siguranță pentru tine. Te conduce în locul unde este binecuvântare pentru tine. Te conduce în locul unde este adevărul pe care vrei să-L cunoști. Dumnezeu nu înșală. Dumnezeu binecuvântează. Glorie Domnului! Deci, greșeala lor a fost că au înlocuit pentru un moment revelația cu rațiune. Mergi și întrebăm pe Irod. Și când au auzit cuvântul profetic, au zis, n-am făcut bine. Doamne, îndură-te. Sunt convins că s-au rugat. Oamenii aceștia, dacă au făcut 1600 de kilometri, nu i-au făcut degeaba să nu se roage și să nu ajungă la bun sfârșit în căutarea lor. Doamne, ne-ai dus până aici, acum adune unde trebuie. Ne întoarcem din nou la conducerea ta, nu la conducerea minții noastre, a rațiunii noastre. Că uite ce am făcut cu rațiunea noastră. Și apoi, în al treilea rând, închinarea lor. Deci, în primul rând, ne-am uitat la ce au căutat. În al doilea rând, care a fost greșeala lor și repararea ei. Și în al treilea rând, închinarea lor. Închinarea lor a fost, așa cum știm, una întreită, dacă vreți. În primul rând, când l-au văzut pe Iisus, pe pruncul Iisus, mare lucru, frații mei, să nu credem că este un lucru simplu. Au căzut cu fața la pământ și au spus, acesta este Mesia. Este Dumnezeul cel atotputernic. Să spui lucrul acesta despre un copil care trebuie șters la nas și care trebuie hrănit și care trebuie ținut în brațe și trebuie învățat să vorbească. Oamenii aceștia au avut o credință fantastică. O credință fantastică. S-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Și apoi cuvântul Domnului spune că și-au deschis visteriile. Însemnează că aveau cu ei rezerve puternice. Să călătorești 1000 de mile, 1600 de kilometri, trebuie să te oprești, să cumperi mâncare, trebuie să plătești armata care te păzește, trebuie să plătești cămilele, să ai hrană, nutrezi la cămile, la toată armata care este cu tine, ca să poți să faci drumul acesta fără să ai probleme prea mari din partea răufăcătorilor. Să plătești vame prin țările prin care treci. Și-au deschis visteriile și-au adus 3 daruri. Aur. Când au dat aur lui Iisus Hristos, prin aceasta au spus, recunoaștem că El este un împărat, pentru că aurul este simbolic pentru împărat. Al doilea lucru, i-au dat tămâie. Când i-au dat tămâie, au recunoscut 2 lucruri.
1. Au recunoscut că acest împărat este divin, pentru că tămâia în Scriptură este asociată cu divinitatea. Tămâie se arde numai în cinstea lui Dumnezeu. Numai în cinstea lui Dumnezeu. Și cei ce ard tămâie în cinstea lui Dumnezeu sunt preoții. Deci oamenii aceștia au recunoscut că acest împărat, pruncul acesta, este un împărat, dar nu este un împărat obișnuit pământesc, ci după cum vă spun profețiile, este un împărat divin. Și în același timp, pe lângă faptul că este un împărat divin, el este și un preot aparte. Pentru că preotul este cel ce arde tămâia. Și apoi când i-au dat mirul, prin aceasta i-a spus, tu vei muri ca un martir. Mirul era balsamul care era folosit pentru îmbălsămarea morților, nu? Au dus femeile și la mormânt, mir, ca să îl îmbălsămeze pe Iisus Hristos, să încetinească procesul de descompunere a trupului. Deci oamenii aceștia au cunoscut profeția, au cunoscut profeția înțelegând că s-a născut Iisus, au cunoscut profeția înțelegând timpul după Daniel, că acum este vremea când s-a născut Iisus, și au cunoscut profeția când au ajuns la Betleem, că acest împărat divin, preot, va muri martir într-o zi. Și dovada că au crezut lucrurile acestea este că Dumnezeu a început să vorbească cu ei direct, așa cum vorbea cu profeții din vechime. Li s-a arătat în vis și au zis, nu mai treceți pe la Irod, nu mai folosiți rațiunea aceea bolnăvicioasă, că tâlharul ăsta nu vrea să se închine. Când a spus să treceți pe la mine, să-mi spuneți unde l-ați găsit, el vrea să ia viața pruncului. Dar voi întoarceți-vă în țara voastră pe alt drum, și Domnul a călătorit cu ei și i-a binecuvântat. Acum, sunt oameni care spun și cred că nu este greșită această afirmație. Dumnezeu a avut grijă prin aceste daruri, aurul este cel mai scump metal, nu? Încă la ora aceasta, sigur, diamantele sunt scumpe, dar aurul este metalul de preț care face casă și în vremurile noastre. Apoi, tămâia și mirul, sau smirna, cum vreți să-i spuneți, mirul sau smirna este același lucru, erau foarte scumpe și la ora actuală sunt scumpe, pentru că se găsesc numai în anumite părți ale lumii, în Orientul Mijlociu și în India, numai în anumiți copaci este o rășină pe care dacă tai din copac, faci o tăietură în copac, copacul vrea să se vindece și emite o rășină, un clei. Și cleiul acesta este cules, deci nu este producție mare, este producție mică. Este uscat special și din cleiul acesta se face tămâia propriu-zisă, se face mirul propriu-zis, folosit în vechime și la sfințirea templului și la ungirea preoților și a împăraților. Și de aceea, deci produsele acestea sunt produse foarte scumpe. Sunt produse foarte scumpe. Și ceea ce vreau să vă spun este următorul lucru. Irod, în viclenia lui, a căutat să omoare pe pruncul Iisus, cum și-a omorât proprii lui copii, ca să nu fie împărați în locul lui. Cel puțin pe doi, istoria confirmă că i-a omorât în timpul vieții lui. Și atunci, când a căutat să omoare pe pruncul Iisus, Maria și cu Iosif erau oameni săraci, măcar că erau descendenți din familia regală a lui David, ajunseseră niște oameni săraci, tâmplari. Dar faptul că magii le-au dat aur, tămâie și mir, prin acestea au avut rezerve să poată să se ducă în Egipt, să poată să trăiască în Egipt o perioadă de timp și să poată să se întoarcă înapoi din Egipt. Deci au putut să vândă, au putut să comercializeze produsele acestea și viața pruncului Iisus să poată să fie salvată și îngrijit de așa manieră cum a vrut
Domnul Dumnezeu, Tatăl lui Ceresc și Tatăl nostru, ca să-L păstreze pe Iisus Hristos și să poată să ducă mântuirea noastră până la capăt. E frumoasă Scriptura, e frumos planul lui Dumnezeu, e frumoasă cunoștea adevărului Dumnezeu și prin acest adevăr, prin această revelație, să te poți apropia mai mult de Dumnezeu. Amin? Deci și înțelepții pot să greșească, dar și înțelepții trebuie să aibă tăria să spună am greșit și ne pocăim și schimbăm. Și cine se pocăiește și se întoarce înapoi la Domnul, ființa aceasta, persoana aceasta, bărbat sau femeie, slujitor, este binecuvântat de Domnul, este ocrotit de Domnul și este folosit de Dumnezeu în continuare spre gloria și onoarea împărăției Lui și a numelui Lui Dumnezeu. Iată o învățătură frumoasă despre evenimentele care au avut loc la, după nașterea imediată a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Puneți la inimă aceste cuvinte și din nou, în căutarea voastră și în căutarea mea, însoțiți-vă cu oameni care zidesc, cu oameni care cheamă la pocăință, cu oameni care cheamă la bine, cu oameni care au caracter împărătesc în ei, prinți, caracter împărătesc, și cu oameni care sunt plini de Hristos, plini de Duhul Sfânt, pentru că Domnul umple cu Duhul lui cel Sfânt pe cei ce se apropie de El, așa cum ne-a umplut și pe noi și mulțumim lui Dumnezeu. Iar dacă am greșit, să nu ne fie greu să spunem, da, am greșit, dar Domnul este bun, iartă și ridică. Și de aceea îi voi aduce închinare. Și închinarea pe care o aduc lui Dumnezeu nu este una care să nu coste. Este o închinare care să mă coste. Aur, tămâie, mir, smirnă. I-a costat pe acești oameni. I-a costat drumul. I-a costat sponsorarea drumului încoace și încolo. I-a costat timp. Toate lucrurile le-au sacrificat pentru că au vrut să vină la scopul lor final. Și scopul final este închinare înaintea lui Hristos. Doamne, înțelepțește-ne și pe noi să nu scăpăm niciodată din acest scop principal al vieții noastre, să trăim după revelația divină și să trăim închinându-ne Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.